Salutare toată lumea și bine ați venit la o nouă parte din acest joculeț My Little Black, nu știu ce, shop, bla bla. Fierărie Simulator, mai pe scurt. Am rămas aici unde, asta e să deschidem și noi. Aici și așa unde trebuia să vindem săbiuța asta, uitați ce frumoasă e făcută. Hai să așteptăm și noi clienții. Vreau să câți bani am? 26. Vreau să cumpărăm niște cupuri, că nu mai avem. Să mai facem ceva. Unde e? Ingot. Una, două. Și cumpărăm, frumos. Băi, ce s-a întâmplat? Ah. Așa, hai să spargem și noi frumos ăsta. Îl punem aici și hai să ne facem... Ce să ne facem? Un ciocan, că nu mai avem ciocan. Ne trebuie un ciocan. Ia, avem ciocan? Ce să mă uit. Avem ciocan, dar unul mare. Și avem și unul mic. Hai să mai facem o sabie atunci. Stați un pic că sunt curios de ceva. Asta e de-aia mic, avem clienți. Ce vrei? Great Sword? N-am Great Sword. Poți pleca, mulțumesc. Frumos, pa. Ștergem și noi chestia asta. Bun. Ce? Da. Hai să ne facem noi o săbiuță. Că suntem fierari adevărați. Și cum vă simțiți așa lunea la începutul episodului? Că azi e duminică când filmez, dar episodul ăsta o să apară luni, deci da. Nu mai avem clienți. Hai să batem și noi așa frumos cu ciocanul aici, să ne facem sabia. Ne facem sabie cu lamă clasică. Da, am făcut bine. Asta e lamă clasică, da, e lamă clasică. Vreau să mi se ghicească iar. Bun, acum punem aici lama. Avem clienți. Punem aici lama așa și bă, nu mai avem doar de o mână. Trebuie să cumpărăm, înseamnă. Cumpără ceva, să cumpărăm și noi aici. Great Sword. Bă, serios, toți veniți pentru Great Sword. Plecați aici. Vreau clienți, serios. Bun. Îmi trebuie de aia pentru un mâner pentru o singură mână. Bă, sunt curios de ceva, stați un pic. Da, e pentru o singură mână, cred. Hai să verificăm. Da, asta e doar pentru o singură mână. Deci, ok. Asta de care? One hand guard, ok. Deci, ce m-am speriat că s-a buguit iar asta. Facem aici săbiuța. Bă, să ne trebuie clienți neapărat că... Bă, oare cât costă mânerul? Stai să verificăm. Back. Grips, one hand. Ah, costă 0 dolari. Sau? Dacă ne luăm două atunci. Boom. Ne facem săbiuța imediat ca baroșanii. Great Sword. Bă, dar de ce vine toată lumea pentru Great Sword? Nu înțeleg. Săbii de astea, uite ce avem aici și tu vei pentru Great... tu. Pentru... Great Sword. Ia de aici, uite, avem două săbii de-astea mici și un un dagger și un ciocan, Great Ciocan, nu vrei? Ce tare, poți să stingi torța. Bun. Credeam că îmi lipsește. Ne mai trebuie ingoturi, deci trebuie neapărat să-mi cumpere cineva ceva. Hai să explorăm, poate ne cumpără cineva când suntem plecați. Parcă vezi că ne fură, dar mă rog. Am aflat și eu că acela nu e goblin. Goblinul e creatura verde și mică. Ca dwarf, numai că este verde și are urechile ascuțite și mai urât, mă rog. Bă. Dar iar am uitat cum se numește, mă rog, nu mai contează. Not for sale. Poate într-un update o să putem să cumpărăm chestia asta. Uite, aici e etaj.
Bă, cum să numea creatura aia? Goblin... nu... Cred că ne-a cumpărat cineva ceva. Goblin... Da, ne-a cumpărat cineva ceva. Cine-i cumpărat șeful? Cine-i cumpărat, bă? Nu știu, ce ne lipsește? Ce ne lipsește înseamnă că aia a cumpărat-o. Ia-ți vedem. Dacă vă place joculețul acesta... Ne-a cumpărat sabia. Dacă vă place joculețul acesta... Cool cape, regular blade. Mă, dacă vă place joculețul acesta, nu uitați să dați un like acolo, că e joculeț zilnic. Deci, merită acolo un like, că-l fac zilnic pentru voi. Pentru voi. Hai să ne punem asta în caz că ne mai facem o săbiuță, dar nu mai avem cupru. Hai că ne luăm cupru acum. Că rest avem destul. Ce? Ah, back. Ingot. Ce vrei, mă? Bă, cine-ai cumpărat? A, ne-a cumpărat Dagger-ul. Ok. Ne cumpărăm niște cupru. Cât ne cumpărăm? Stai să ne gândim. Avem 57. Hai că ne cumpărăm aici 4 cupru. Și din rest, de restul vedem noi ce luăm. Ia să vedem, cred că ne luăm gripuri din acelea de suliță. Hai să ne luăm. Așa, hai să ne facem și o suliță, dacă tot a venit aici. Le sprăjim. Și aici facem, de astea facem un great sword, că am văzut că vin ăștia mai mult pentru great... Am făcut level, stați un pic. Păi ne-a cumpărat cineva ceva? Știți că n-am fost atent. Nu, ne-a... A, ne-a cumpărat ciocanul, am înțeles. Și câți bonuți? Avem 50, mamă, ce repede. Bun, ne facem o sabie și parcă vezi că ăștia vor altceva. Dacă ne facem sabia. Deci m-aș râde. Avem vânzări astăzi. Ne punem tot cupru aici. Să-l prăjim. Așa. Ah, nu cumpără nimeni sabia asta. Hai să vedem. Dacă ne cumpără tipul ăsta ceva. Make polar. Acum se face, bossule. Acum se face. Cum se face, barosanule? Te așteaptă un pic. Așa. Încerc și eu să mă grăbesc, bossule, ca să-ți fac aici minunăție de... Ia de aici. Ai văzut? Bun, și aici facem un great sword din acestea. Unde? Ha. Un great sword, care asta fuge, văd. Facem așa, blades și dai cu ciocan la băieți, ca băieții. Durează ceva să facem sword-ul, se pare că... Hai că luăm să-mi pasă, că e mai lungă și mai frumoasă, mai lungă și mai frumoasă. Ia de aici. Bă, stai un pic să stricăm asta, că se pare că nu merge așa. Nu merge așa lama. Ce vrei, bossule? One hand hammer, ia-l de acolo. Nu prea mai avem ce să vendem. Câți bănuți avem? Avem 103. Mamă, ne cumpărăm la chestii. Așa. Bun. Și ne facem înapoi săbiuța. Nu la asta voiam să o pun, dar mă rog. Plec aici. Hihihihi. Pune aici. Așa, și luăm ăsta și punem așa. Punem one hand sword-ul aici. Cred că nu vreau să-l iau așa după jos. Mi se deconectează ceva de auziți într-una... Ce vrei, mă? Great sword. Imediat să face, bossule. Ce crezi tu? Ok, two hands.
Hai că am făcut aici un grisor care să gliciuiește dacă... Ia-l. Bă, ăsta a luat sabia mică în loc să ia Great Sword-ul. Bă, nu zic nu, mie-mi convine. Hai să ne mai luăm cupru. Bă, eu n-am luat două de alea de suliță. Oare? Oare? Hai mă luăm ingoturi. Luăm de toți banii. Așa și... Cine mai luăm? Hai să-l spargem. Și ne mai luăm... gripuri de sur... Ia, asta ce e, mă? Sunt curios eu un pic. Sunt mic și curios. Asta e mai tare, mă! Facem o sabie, fiți atenți. Facem o sabie mică. Deci fie antenă. Ce sabie mică fac. De-aia bengoasă. Epic Great Hammer. N-am boss, îmi pare rău, pleacă de aici. Poți pleca, nu-mi pasă de tine, bossule. Hai, așa. Hai că mă grăbesc. Lasă-mă cu vrăjeala. Poc, poc. Și dăm cu ciocanul ca băieții. Bă, eu fac sabie, sper. Sunt curios și chestia asta cu mânerul ăla mai bogătan, așa. Pe care nu știu unde l-am pus. Asta e, da, asta e. Asta e și uite-l și pe... Fuck. Uite și hand asta. Și nu știu acum să-i facem, să facem o sabie de aia șmecheră. Vrei Great Hammer? Imediat o să facem. De imediat o să facem, nu pleca. Bă, cât mai? Eu încerc să mă grăbesc, 35 secunde, hai că-l facem. Sper. Cel puțin. Stai aici că-l facem acum. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim. Îi dăm comanda omului. Z, z. Hai, 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 hai. Mai ești acolo, boss? Nu mai are timp, nu mai am timp, nu mai am timp, pare rău, boss. Mai am, pare rău, boss. Ufa. Bă, știi ce mai facem? Nu mai facem nimic. Așteptăm să ne cumpere. Great Hammer, al de aici. De-abia gata, făcut. Nou făcut, gata. Bă, da, mi se pare interesantă chestia asta, că îmi cumpără lumea aici la vrăjeală. Dar mă rog. Bă, cutiile astea goale, nu înțeleg ce-i cu ele, hai să le aruncăm afară. Le aruncăm așa la vrăjeală. Oh, fuck. Bă, am avut vânzare bună la acum, la... Chiar am avut vânzare bună. Deci nu așteptam să îmi cumpăr ăștia. Veneau așa, unul după altul și îmi cumpărau. Nu știu ce erau cu ei. Și da. Mamă, ce... Mucii aici, ești nebun? Uleu. Vin ăștia. Deci episodul ăsta mi-a plăcut. Am făcut bani o grămadă de... pentru o grămadă de cupru. Nu mi-au luat ăștia nimic. Băi, eu zic să cumpărăm... Ce să cumpărăm? De-alea pentru sulițe, ca să mai facem sulițe. Ne mai trebuie niște de-astea. Și ne mai trebuie și de astea pentru polar arm. Hai să facem și sulițe, eu zic. Una, două, hai că facem doar o suliță, pe alealte le păstrăm. Bun, și facem... Mamă, nu mai vine nimeni, se înserează. Hai să ne ducem și noi la culcare. Day 6, deja la day 6 am ajuns. E deschisoare?
Da, m-a lăsat shop-ul deschis iarăși. Bun, facem aici repede o suliță. Cea mai tare suliță o facem noi. Ceva nu-i bine. Bă, s-au auzit la mine bubuituri afară. Sper să nu vină teroriștii. Te ne rugăm să nu vină teroriștii. A, trebuie să prăjesc. Vreau să fac altă formă, știți? Nu, nu merge. Sau bubuituri. Pe afară. Mi-a cumpărat cineva ceva aia, sunt curios ce. Ce aveam aici? Sabia mică, da. Punem așa. Punem așa. Și îi dăm un model. Asta e bun, că intră așa mai ascuțit, știți? Facem rapid sulița. Facem șulița. Intrăm, mă. Așa. Punem aici la vânzare. Ce vrei, mă? Că ăsta îi facem ce vrea, ia. Ia, bossule, ce dorești? One hand sword. Imediat facem la boss-ul. Imediat. Bă, da, există o problemă. Nu mai am de alea de una. Poate putem să-l păcălim. Oh, fuck! Poate-l putem păcăli. Bă, îmi pare rău, n-am. Fac un great hammer sau... Noi să facem un ciocan mic, ca să avem pentru... Ca să mai avem din astea, să nu le irosim. În 45. O duc destul de bine cu banii. Văd. Bă, da... am văzut la alți youtuberi că au armele colorate. Nu știu cum. Dacă știți voi, să-mi ziceți în comentariu, chiar nu știu. Stai, nu-i bine. Bă, sper să fie artificii aia care bubuie. La bubuie așa, nu știu, bubuie la mine afară așa, cu pauze, deci nu știu dacă sunt artificii. Sper să nu vină teroriștii, v-am zis. Dacă mâine vedeți la știri, de fapt azi, vedeți la știri că au venit teroriști în Buzău. Să știți că... Să sunați voi. Dacă poi mâine nu mai vedeți episoade, sau mâine o să vedeți din 3 doar 1, înseamnă că... Da. Bă, stai, tu... Îmi pare rău, n-am. Mai fac o suliță, că n-am altceva. Nu, facem un dagger din ăla. Că dagger n-avem acolo pus. Avem de toate mai puțin sabie mică și hammer, dacă facem și dagger-ul. Sabie mică și great hammer-ul. Bă, n-am, îmi pare rău, n-am cu ce să te ajut. Pleacă și tu altundeva. Bun, batem aici. Asta e când am ales noi, da, bine zis. Bine zis, boss! Bă! Deci mie chiar îmi place joculețul ăsta, dacă vă place și vouă v-am zis să dați acolo un like. Că m-ar... Deci chiar aș fi foarte fericit. Dacă aș primi doar like, nu neapărat să fac mult... Să fac nu știu ce subscribe. Puteți și să nu vă abonați, tot vreau like-uri. Oricum, pe mine nu prea mă interesează chestiile astea. Mie îmi place, eu fac YouTube pentru că îmi place să fac YouTube, nu chestii de genul cum ar fi sau gliciuit ăsta. Cum ar fi faimă sau chestii. Mie îmi place să fac YouTube și fac. Mai ales acum în vacanță postez mai des. Cred că a pățit ceva asta. Parcă vezi că ăsta vrea polar. Da, și s-a gliciuit. Stai așa că ți-l scot imediat, bossule. Bă, ieși. Bă, dansează, nu poți să-l scoți, ești nebun. A, gata, ia-l de aici. A luat altceva, iarăși. A luat ciocan. Oh my god. Bun. Cât e ceasul, cât am filmat? Mai filmăm. Bun. Mamă, dar... Hai să mai explorăm. Bă, mă întreb dacă o luăm pe acolo pe unde o iau ceilalți, oare ne ducem undeva? Ia să verificăm. Bă, nu știu, uit mereu cum se numește.
Golem, mă, golem, așa, golem. Golem, mi-am adus aminte, acela e golem, nu goblin, cum îi ziceam eu. Goblin. Goblin, are zis golem. A, nu pot să mai trec aici, un perete invizibil, ok, e bine de știut. A cumpărat cineva ceva. Sunt curios ce mi-a cumpărat. Bă, bossule, ce mi-ai cumpărat? Bă, dar mă stau mult la mine în casă. Bossule, ce faci la mine în casă? Ce dorești? Give me a great hammer. N-am, îmi pare rău, n-am cum să te ajut. Hai, pa. Ia ești tu ce am pe aici, nu mai lua... Stau așa la casă, mă, frate, ca să... Când vin clienții, să stau aici la casă și să vând. Deci jocul ăsta e genial. Deci ce poți să mai faci? Stai așa un pic. Varianta 2, mă întreb cum e varianta 2. Pulean varianta 2. Oare poți să faci ciocan de altă formă, nu mai am. Poți să faci ciocan de altă formă. Poți să-i pui ciocan la ăla? Oare? Bă, nu știu ce să zic. Lalala, îmi place melodia după fundal. Oh, avem clienți, avem clienți. Avem clienți, hai boss, vino. Vino clientul meu, sper să iei ce avem pe aici, nu... Haide. One hand hammer, tocmai s-a vândut pentru că ăla în loc de polar nu a luat hammer, îmi pare rău. N-am cum să te ajut. Bă, sunt curios unde să duce asta după ce îl las, ia. Hai mă. Nu e naiba să duce. Ah, să duce acolo, da, ok. Nu mai contează că e un perete invizibil și nu poți să treci de acolo, e ok. Oare mi arată un ceas pe undeva pe aici, să ștergem și noi asta? Oare ne arată vreun ceas? Bă, mi-a dispărut cristalul, mă duc să-l iau înapoi. What the fuck? De ce mi-a dispărut cristalul? Oare îl găsesc chiar și ea? Bă, care mi-a furat cristalul, nenorociților. Am clienți, cred. Hai să luăm repede cristalul. Nu mai aici, mi-au furat cristalul hoții. Hoții mi-au furat chiloții, băieți. Bă, ce nenorociți mi-au furat cristalul noaptea. Oh my god. Ce dorești? One hammer. Bă, dar toți vreți hammer, mă? Nesimțiților, nehaliților. A, ieși afară, că n-am, îmi pare rău. Ieși afară. Ieși afară. Îmi place că toți au ochelari de ăștia, vedeți? Au ochelari de ăștia... Disco. De hipioți, mai mult, de fapt, nu disco. Mă rog. Vrea să duci acasă, tipul ăla? La Gigel SRL. Mă rog, mă, băieți. Cam atât a fost și cu episodul ăsta, să închidem noi frumos. Cam atât a fost și cu episodul ăsta. Dacă vă place jocul, nu știu, mie chiar îmi place. Dacă vă place jocul, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și ne vedem data viitoare. Ciao, băieți!